Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Bilanțul persoanelor COVID pozitive pe teritoriul Republicii Moldova este în continuă creștere. În această seară, Ministerul Sănătății a anunțat că alte 55 de persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus, ceea ce înseamnă că numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 353. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat alte 2 decese, ceea ce înseamnă că numărul total al deceselor a ajuns la 4. În acest context, Uniunea Europeană nu lasă la greu Republica Moldova. Comisia Europeană a anunțat că va aloca 140 de milioane de euro pentru statele parteneriatului estic pentru a lupta cu efectele acestei pandemii. Tot tabloul politic îl discutăm în această seară împreună cu europarlamentarul Siegfried Mureșan. Domnule Mureșan, bună seara, sper că ne auzim. Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Bună seara. Așa cum anunțam, Comisia Europeană intenționează să aloce 140 de milioane de euro pentru statele parteneriatului estic. Este un ajutor substanțial pentru Republica Moldova în contextul actual, când avem un sistem medical la pământ. Cum ar urma să fie repartizați acești bani? Păi, în primul rând, vreau să subliniez următorul lucru. Ne aflăm în plină criză generată de coronavirus, de acest nou virus COVID. Și ne aflăm în această criză țării membre ale Uniunii Europene, dar și țării din vecinătatea imediată a Uniunii Europene, tot mapamondul. Virusul acesta se transmite de la om la om și nu cunoaște granițe. El nu știe unde începe și unde se termină Uniunea Europeană, de aceea este de datoria noastră să luptăm cu el peste tot. Și Uniunea Europeană a decis să acorde sprijin substanțial țărilor membre ale Uniunii Europene și a decis să acorde sprijin și țărilor din parteneriatul estic. Ieri, Comisia Europeană a anunțat următorul lucru. 140 de milioane de euro vor fi direcționate către cele 6 țări din parteneriatul estic, inclusiv către Republica Moldova. Acești bani vor fi direcționați către lupta imediată cu COVID și anume cumpărarea de echipamente de protecție pentru medici, pentru asistenți și asistente medicale, măști de protecție, combinezoane, achiziționarea de echipamente medicale necesare, teste pentru a depista COVID-ul, ventilatoare, orice alte echipamente necesare, sunt 140 de milioane de euro și în plus vor fi alocate 700 de milioane de euro sprijin economic pentru întreprinderile afectate de COVID, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru sectoarele puternic afectate, de exemplu, în Uniunea Europeană, transportul este foarte puternic afectat, oamenii nu mai călătoresc. Deci 140 de milioane pentru lupta imediată și 700 de milioane pentru sprijin economic. Banii sunt alocați pentru toate țările din parteneriatul estic, deci nu există o prealocare pentru una din țări sau cealaltă. Banii nu sunt împărțiți nici egal între cele 6 țări ale parteneriatului estic, nici în funcție de ponderea populației, ci banii vor fi alocați acolo unde este nevoie cea mai mare și banii vor fi alocați acolo unde vin cele mai bune proiecte. De aceea este foarte important ca autoritățile de la Chișinău să prezinte la nivel comunitar cât mai rapid situația reală, nevoile reale și să prezinte proiecte finanțări eligibile pentru a putea primi o parte cât mai importantă din aceste 140 de milioane de euro. Domnule Mureșan, deci alocarea acestor bani ar mai putea dura până autoritățile vor scrie proiectele, până vor justifica necesitatea acestor bani, până Uniunea Europeană va decide care proiecte sunt prioritare și care mai pot aștepta, deci este un proces de durată. Este foarte important ca cetățenii Republicii Moldova să știe că toate cheltuielile medicale pentru lupta împotriva COVID pot fi decontate de la nivel european. Este un lucru foarte important, un sprijin foarte important. Și Republica Moldova nu are în momentul de față, ca nici România, o mare problemă de lichiditate. Adică chiar dacă Uniunea Europeană ar fi să deconteze aceste achiziții peste 2 sau 3 luni de zile, tot ar fi un mare ajutor. Deci din momentul în care știi că ești ajutat,
Asta contează. Dacă banii vin peste o lună sau o lună jumate, nu e o mare întârziere. Știm că banii vin, unul la mână, doi la mână. Uniunea Europeană va trata cererile legate de COVID cu prioritate. Decontările se vor face mai rapid, banii vor veni mai repede în Republica Moldova și în toate celelalte țări. Deci Uniunea Europeană acordă mare prioritate acestor proiecte. Ele vor fi aprobate și banii întorși mai rapid decât la alte proiecte. Am înțeles. Domnule Mureșan, dar anterior, când a fost investit guvernul Chicu, mai mulți oficiali de la Bruxelles, inclusiv dumneavoastră, anunțați că fonduri pentru Republica Moldova vor veni abia atunci când guvernarea va demonstra că este una cu adevărat pro-europeană, atunci când guvernarea nu va mima reformele și vor fi reforme pe bune. Acești bani vor veni pentru sprijin bugetar? Trebuie să facem o distinție foarte clară. Suta de milioane de euro asistență macrofinanciară este legată de niște condiționalități foarte clare. La momentul la care acelea sunt îndeplinite, banii vin. La momentul la care s-au îndeplinit condiționalitățile pentru prima tranșă, a venit prima tranșă, când se îndeplinesc pentru a doua, pentru a treia, vin și celelalte condiționalități. Poziția Uniunii Europene nu s-a schimbat de la un guvern la altul. Poziția Uniunii Europene a fost aceeași, regulile au fost aceleași, scrise pe hârtie, doar disponibilitatea guvernelor de la Chișinău de a îndeplini condiționalitățile a fost diferită. În funcție de fostul guvern al PD, după aceea de guvernul condus de premierul Maia Sandu și acum de guvernul condus de domnul Chicu. Deci poziția Uniunii Europene a fost constantă și banii i-a primit guvernul care îi a livrat și de îndată ce Uniunea Europeană va avea guverne care livrează, vor veni și celelalte tranșe din asistența macrofinanciară. Legate de fondurile de acum, sunt bani pe proiecte concrete. Și nu uitați că banii pe proiecte concrete nu au fost, chiar și când guvernul nu a îndeplinit angajamentele pe asistență macrofinanciară, banii pe proiecte concrete nu au fost întrerupți. Oamenii trebuie să știe, chiar și când guvernul nu și-a respectat angajamentele și asistența macrofinanciară nu a putut veni, chiar și în acea perioadă, Republica Moldova a primit fonduri europene pentru reabilitări de școli, pentru instalarea de centrale termice moderne pe biomasă în școli, reabilitări de grădinițe, ajutoare pentru spitale, pentru drumuri și așa mai departe. La fel este și cu aceste fonduri. Nu sunt asistență macrofinanciară, banii nu merg în vistieria guvernului, banii merg pe proiecte concrete pentru a ajuta oamenii, deci banii nu merg la nivel centralizat în bugetul de stat și vede guvernul ce face după aceea cu ei. Nu, banii vin pe proiecte concrete doar după ce sunt prezentate acele proiecte de către spitale, de către Ministerul Sănătății, dar pe proiecte concrete, independent de ce se întâmplă cu asistența macrofinanciară. Am înțeles. Domnule Mureșan, dar iată, în toată această avalanșă de informații legată de noul coronavirus, cetățenilor începe să le fie mult mai greu să distingă realitățile de mit, pentru că au luat foarte mult amploare fake news-urile. Cum luptă Uniunea Europeană cu această dezinformare care este din ce în ce mai mare? Întrebarea pe care o adresați dumneavoastră este foarte importantă. Și vedem acest lucru peste tot în Uniunea Europeană, îl vedem în România, îl vedem în Republica Moldova. Vă dau un exemplu. Italia este țara la moment cea mai afectată din Uniunea Europeană. Are peste 100.000 de îmbolnăviri și peste 10.000 de decese, din păcate. Uniunea Europeană ajută Italia foarte mult. Doar în ultima săptămână, Franța a alocat gratuit Italiei 1.000.000 de măști și 300.000 de combinezoane de protecție pentru personal medical. Germania a alocat 1.000.000 de măști de protecție pentru Italia, iar Austria 1,6 milioane. Germania a preluat mulți pacienți italieni în stare gravă în spitale din Germania și îi îngrijește, căci spitalele din Italia sunt supraaglomerate. Deci în timp ce există acest sprijin concret din țări europene pentru Italia, există o propagandă dinspre Federația Rusă, China, Cuba, care spune ajutăm Italia. Și există, din păcate, și politicieni populiști italieni care spun uite, Uniunea Europeană nu ne ajută, dar ne ajută Federația Rusă, China, Cuba. E foarte important ca cetățenii să știe care este realitatea, să știe cine ajută, să știe că Uniunea Europeană ajută, să știe care este sprijinul concret și să nu cadă pradă propagandei. Propaganda
Partidului Comunist Chinez și a Guvernului Comunist Chinez a fost că, iată, China ajută țări europene aflate în dificultate, Italia, Spania. Dar care a fost realitatea? În Spania, de exemplu, Guvernul Chinez a trimis niște teste rapide care identificau COVID-ul doar în 30% din cazuri. Adică, din cazurile bolnave, doar în 30%, doar în 3 din 10 dădeau rezultatul pozitiv corect, în 7 din 10 testele chinezești spuneau oamenilor că sunteți sănătoși când oamenii de fapt erau bolnavi, iar riscul e foarte mare din două motive. Când spui unui om că e sănătos, el iese din nou pe stradă și riscă să infecteze alte persoane. E primul mare risc și boala se răspândește. Cel de-al doilea mare risc este că persoana nu primește tratament. Testul iese negativ, omul crede că e serios, pleacă acasă, spune, cine știe de ce m-am simțit rău astăzi, îmi trece până mâine, nu primește tratament, se agravează și riscă să devină un caz grav. De aceea nu e de joacă cu produsele de proastă calitate și oamenii trebuie să știe. Din China, o mare parte din teste, repet, nu dau rezultatul corect. Din Federația Rusă în Italia s-au trimis echipamente militare, s-au trimis camioane de la apărare, s-au trimis ofițerii, exact așa ca și în estul Ucrainei și în Crimea, în urmă cu 6 ani de zile, și o mare parte din echipamentele trimise sunt irelevante și nu sunt de ajutor în lupta împotriva COVID. Acest lucru trebuie știut, oamenii trebuie să știe că sprijinul de la nivel european este concret, chiar dacă nu... Probabil comunicarea de la nivel european ar trebui să fie mai intensă. Comunicarea nu a fost poate foarte, foarte bună ca oamenii să audă acest lucru, de aceea rugămintea mea la cetățeni este următoarea. Informați-vă, vă rog, doar din surse credibile, din surse autorizate și informați-vă, vă rog, din surse oficiale. Ascultați ce spun autoritățile, vedeți care este situația reală, câte cazuri sunt în Republica Moldova. Câte cazuri grave, unde este virusul, ascultați ce spun autoritățile, cum ne putem apăra de acest virus și acest lucru e foarte important, să vă informați din surse credibile, să nu dăm crezare politicienilor populiști, iar rugămintea mea la politicieni este, haideți în aceste vremuri de criză să comunicăm oamenilor adevărul, punctual, în mod obiectiv, căci oamenii au dreptul să fie bine informați. Domnule Mureșan, dar iată, apropo de aceste declarații ale unor oficiali din statele puternic afectate de acest nou coronavirus, mulți oficiali din Italia, Spania, vorbesc despre faptul că, sau mai exact, acuză Uniunea Europeană de lipsă de solidaritate. Unele voci vorbesc chiar despre o eventuală dezmembrare a Uniunii Europene. Cum va face față Uniunea Europeană unei astfel de provocări? Vedeți, aceștia sunt propagandiști, sunt politicieni populiști pe care trebuie să-i demascăm în această perioadă. Uniunea Europeană ajută Italia, după cum v-am spus, cu echipamente, preia persoane bolnave. În plus, Uniunea Europeană a decis crearea pentru prima dată a unei rezerve europene de medicamente. Pentru prima dată în istorie. O rezervă europeană de medicamente prin care Uniunea Europeană face licitații comune pentru produse medicale necesare în lupta împotriva COVID. Săptămâna trecută Uniunea Europeană a făcut prima licitație pentru măști și prima licitație pentru ventilatoare. Iar săptămâna aceasta face prima licitație pentru teste care identifică COVID-ul. Deci sprijinul european este major. 1 la mână. 2 la mână. Politicienii italieni trebuie să revină la adevăr. Îi rog să nu propage tocmai aceste fake news-uri care servesc Federația Rusă, servesc China și deservesc Italie și deservesc Uniunii Europene. Rugămintea mea la politicienii italieni este să transmită și ei oamenilor adevărul cu privire la sprijinul european. 3 la mână. Da, situația în Italia și în Spania este cea mai gravă în momentul de față, în principal datorită numărului mare de decese. Dar vă spun un lucru. Italia a avut ieri 100.000 de cazuri în total identificate. Germania a avut ieri 63.000 de cazuri. Și vă spun că Italia a avut 63.000 de cazuri, câte a avut Germania ieri în urmă cu doar o săptămână. Deci ce încerc să vă spun este că situația în multe țări europene
este serioasă, este gravă sau este în curs de agravare. Deci Germania a avut ieri 63.000 de cazuri, exact cât a avut Italia în urmă cu o săptămână. Ca atare, da, trebuie să fim solidari, da, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, dar trebuie să înțelegem cu toții că în toate țările europene situația e dificilă și nu este nicio țară care să nu fie afectată, care să stea pe roze și să poată ajuta nemărginit. În Belgia, de exemplu, există 13.000 de cazuri la o populație de 10 milioane de locuitori. 13.000 de cazuri la o țară de 3 ori mai mare numai cât Republica Moldova. 13.000 de cazuri la 10 milioane de locuitori. Italia e de 6 ori mai mare decât Belgia. Dacă înmulțim aceste 13.000 cu 6, vom vedea imediat că sunt 78.000 de cazuri. Deci cu puțin mai puține decât are Italia. Deci încerc să vă spun că situația e serioasă și în alte țări europene și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Încă o frază despre solidaritate. Ea este foarte importantă. Și trebuie să fim solidari de la începutul acestui proces. Iată, de exemplu, negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au fost solidare între ele, unele cu celelalte, de la începutul procesului și au păstrat această solidaritate pe toată durata procesului, au fost unite. La fel e important și acum, căci dacă Uniunea Europeană nu ar ajuta și dacă țările europene nu ar fi solidare, fiecare țară s-ar simți abandonată pe cont propriu și după aceea nu mai reușești să obții solidaritate și unitate europeană peste 3-4 luni de zile. De aceea solidaritatea este esențial de atins la începutul procesului și ea se atinge prin propuneri concrete. În urmă cu doar 2 săptămâni, Comisia Europeană a propus alocarea a 37 de miliarde de euro pentru lupta împotriva COVID pentru cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. În mai puțin de 2 săptămâni, toate cele două guvernele, tuturor celor 27 de țări s-au pus de acord și Parlamentul European de asemenea s-a pus de acord și a votat aceste propuneri cu o largă majoritate, peste 670 de parlamentari din 705 de europarlamentari au votat aceste propuneri. Deci solidaritatea se poate atinge atunci când există soluții concrete. Dacă oamenii văd că Uniunea Europeană are soluții concrete, capătă încredere. Guvernele, dacă văd că Uniunea Europeană vine cu soluții concrete, soluții care ajută guvernele, urmează Uniunea Europeană, dau curs Uniunii Europene, sprijină aceste măsuri și avem solidaritate. Dacă există lipsă de acțiune de la nivel european, atunci fiecare se simte pe cont propriu și nu se poate obține solidaritate, dar după cum v-am spus, vestea bună este că Uniunea Europeană a venit cu o serie de măsuri pentru țări din interiorul Uniunii Europene, dar și pentru țări din parteneriatul estic. Am înțeles. Domnule Mureșan, noi revenim imediat la discuție. Acum suntem în legătură telefonică directă cu domnul Nicolae Ciubuc, deputat PDM. Domnule Ciubuc, bună seara! Bună seara! Aș dori să discutăm puțin și la capitolul importuri-exporturi. Mulți producători din Republica Moldova se plâng că trăiesc vremuri grele acum, produsele noastre nu mai ajung pe piața Uniunii Europene, mulți producători înregistrează pierderi considerabile. În același timp, populația este foarte îngrijorată de faptul că am putea rămâne fără produse de primă necesitate în contextul în care zeci de camioane rămân blocate la frontiere. Mă refer la camioane cu produse alimentare sau cu produse de primă necesitate. Cum facem fața acestei provocări? Deci, într-adevăr, trebuie să constatăm că parcurgem o cale destul de dificilă. Dincolo de problemele epidemiei create, starea de sănătate, dar de spirit a societății, care, desigur, va fi de dorit, avem și dificultăți în partea ce ține de realizarea acelor activități comerciale și de asigurarea securității alimentare ale țării. Trebuie să luăm în calcul că o bună parte din producția sau din ceea ce oferim noi pieței o putem asigura din posibilitățile și din capacitățile noastre, a producătorilor, a fermierilor noștri, dar o bună parte din produse trebuie să recunoaștem că la ziua de astăzi mai suntem dependenți de acele produse din afara țării, adică le importăm.
Vreau să dau asigurări că la ziua de astăzi, practic, autoritățile întreprind toate măsurile, măsuri care noi, de fapt, le vedem zi de zi adoptate și la nivel guvernamental, în cadrul Comisiei Situații Excepționale, la nivel de Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, care lucrează în continuare la identificarea mai multor soluții, în așa fel ca să nu avem această periclitarea procesului de asigurare a populației cu alimente. Și acest lucru, de fapt, îl vedem din magazine, din rețele de distribuție, retailerurile care la ziua de astăzi funcționează în regim obișnuit, desigur, cu aplicarea anumitor restricții la intrare, cu respectarea anumitor reguli de igienă, de respectarea distanței între consumatori. E un lucru dificil de asigurat, reieșind din condițiile în care se află Republica Moldova. Dar la ziua de astăzi, practic, toți consumatorii le sunt garantate acces nestingerit la diverse categorii de produse. Produsele de strictă necesitate, cum sunt produsele de panificație, lapte, carne, ou și așa mai departe, vreau să vă spun că la ziua de astăzi nu sunt motive de îngrijorare. Motivele de îngrijorare ar putea apărea în timp. Acest timp cred că este unul relativ scurt în condițiile în care, dincolo de faptul că suntem, sau fermierii, agricultorii sunt afectați de epidemie, mai sunt afectați la ziua de astăzi de o secetă care afectează indiscutabil procesul de cultivare a producției și acest lucru cumva poate afecta procesul de cultivare și creșterea producției agricole, mai cu seamă produselor de prima grupă, cereale, care vor fi ulterior utilizate în procesul de obținere a produselor de panificație. În acest sens, cunoașteți, probabil s-au enunțat mai multe idei, inclusiv ideea de a restricționa exportul de produse cerealiere și îl consider o măsură judicioasă la această etapă. În condițiile în care, din datele care le avem, avem la ziua de astăzi, inclusiv cu rezerva de stat care asigură securitatea alimentară pe acest subiect, avem sub 200.000 de tone. Iar dacă ne uităm pe ponderea exporturilor de produse cerealiere, pe ultimele 3 luni, mă refer luna ianuarie, februarie și martie, unde avem deja aproape 100.000 sau chiar peste 100.000 de tone de produse cerealiere, mai cu seamă grâu, exportat. Vă dați seama, dacă aplicăm acest procedeu pentru aprilie, mai și iunie, respectiv toate rezervele de cereale pot fi epuizate. Spuneam mai sus despre condițiile climaterice dificile, lipsa de precipitații care poate afecta în continuare, în condițiile în care nu vom avea precipitațiile date, riscăm ca să o parte din producția de cereale să fie compromisă. Și în acest sens, există, n-aș vrea, adică să vorbesc despre acest risc, riscul de insuficiență de produse cerealiere pentru asigurarea securității alimentare. De aceea cred că în continuare autoritățile ar trebui să se concentreze pe acest subiect, să examineze posibilitatea ca să venim cu anumite restricționări. Ce ține de importul produselor, am consultat și colegii de la Serviciul Vamal și colegii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Vreau să vă zic că la frontiera Republicii Moldova nu staționează la moment careva mijloace de transport din informația care m-a fost oferită. Mai cu seamă, aceste lucruri sunt generate de situațiile din alte țări sau restricțiile care au fost impuse de alte țări, de exemplu Turcia, Bulgaria, sau mai nou, spre exemplu, Federația Rusă sau Ucraina, anumite cerințe restrictive de circulație a transportului. România, dacă nu greșesc, recent a instituit niște reguli legate de circulația mărfurilor, mai cu seamă în privința șoferilor sau conducătorilor acestor mijloace de transport, care trebuie să respecte normele de carantină, reguli care pot sau posibil că vor fi aplicate și Republicii Moldova și în acest sens ar trebui să ne gândim și eventual în privința transportatorilor din Republica Moldova, care la fel s-ar putea confrunta cu astfel de problemă, anume a insuficienței de conducători auto, mijloacelor transport care asigură transportul producției,
în cazul instituirii necesității de a păstra regulile de carantină. Dar, încă o dată, vreau să concluzionez, la ziua de astăzi, practic, sistemul funcționează așa cum funcționează, în anumite condiții restrictive, și sperăm foarte mult ca lucrurile să le putem depăși în așa fel ca să nu avem dificultăți și mai mari. Da, domnule Ciubuc, dar în condițiile actuale, există premise pentru a majora prețul la pâine? Întotdeauna atunci când avem diferite crize, desigur există anumite premise. Aici depinde de gradul de implicare a autorităților statului și modul de acționa, de acțiune acestora în privința supravegherii, monitorizării ceea ce ține inadmisibilitatea acestor acțiuni. Cunoașteți că pe lângă guvern funcționează deja un comitet, o comisie de monitorizare a prețurilor la diferite categorii de produse. La ziua de astăzi prețurile nu sunt majorate, cu excepția anumitor categorii de produse, mai cu seamă fructe sau legume, care sunt, mai bine spus, niște fluctuații sezoniere sau creșteri sezoniere determinate în această perioadă. În rest, nu ar trebui să existe acest lucru în condițiile în care avem suficientă producție, materie primă, pentru asigurarea acestui proces. Desigur, trebuie să ne asigurăm ca să nu avem acea speculație, acea intenție a unor așa-numiți comercianți pe fundalul acestei crize și dorința nesăbuită de a se îmbogăți să recurgă la aceste practici nedorite. În acest sens, desigur, depinde de capacitatea autorităților statului, a guvernului, a instituțiilor responsabile ca acest lucru să fie corect monitorizat și să nu se admită astfel de situații. Am înțeles, domnule Ciubuc, noi vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție și pentru explicațiile oferite. Domnule Mureșan, noi revenim la discuții, discutăm despre solidaritatea la nivelul statelor europene și voiam să anticipăm puțin lucrurile și să vă întreb dacă după depășirea acestei crize, Uniunea Europeană și-ar putea schimba paradigma în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor. Sub nicio formă. Această paradigmă nu este schimbată nici la momentul de față. Libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană înseamnă următorul lucru. Înseamnă că poți călători liber, fără să ai nevoie de nicio viză, de nicio aprobare, în orice colț al Uniunii Europene, și înseamnă că te poți așeza și poți trăi liber în orice colț al Uniunii Europene, fără să ai nevoie de nicio aprobare, poți să te angajezi, poți să studiezi, poți să lucrezi oriunde în Uniunea Europeană fără să ai nevoie de niciun permis de muncă special, exact așa cum o poți face în țara ta. Acest lucru este posibil și acum, în plină criză generată de COVID, acest lucru va fi posibil și după aceea. Ce este însă important e următorul lucru. COVID-ul este un virus care se transmite de la om la om. Și asta înseamnă că orice contact cu o persoană, orice strângere de mână, orice salut, înseamnă că poți lua acest virus sau îl poți da mai departe. De aceea este foarte important ca în această perioadă să limităm contactele sociale, să evităm toate locurile aglomerate, să nu organizăm evenimente cu multe persoane, să nu organizăm evenimente publice, să nu mergem în vizită la părinți și la bunici pentru că riscăm să infectăm, să nu organizăm mari reuniuni de familie, să sunăm părinții sau bunicii la telefon sau prin video să ne asigurăm că sunt bine, dar să stăm distanțați social. Și vă spun acest lucru pentru a sublinia faptul că în acest moment orice contact social este un risc pentru transmiterea virusului și pentru a limita transmiterea virusului între orașe, între regiuni, între țări, țările au impus diferite controle, inclusiv controle la frontieră, dar de fapt regulile sunt mult mai stricte. La noi în România nu ai voie să ieși din casă decât pentru a merge la alimentară, decât pentru a merge la medic pentru un consult ce nu poate fi amânat. Pentru a avea grijă de o persoană care are nevoie de grija ta, nu se poate aproviziona singur și mai ai voie să faci mișcare în jurul casei, în apropierea casei, mișcare fizică pe jos sau cu bicicleta. Nu ai voie să mergi dintr-un oraș în altul fără treabă. Mai ai voie să mergi la serviciu, dar doar dacă nu îți poți exercita munca de acasă. Și toate formele de lucru de la domiciliu sunt încurajate.
Toată echipa mea de consilieri lucrează de 3 săptămâni deja de acasă. Nu mai mergem la birou, fiindcă asta ar fi riscant, oamenii ar risca să se îmbolnăvească. Deci ce încerc să vă spun este, nu este niciun fel pusă libertatea de circulație din Uniunea Europeană sub semnul întrebării la moment. Nu e încurajat transportul dintr-o țară în alta, dar, repet, nu e încurajat nici măcar transportul dintr-un oraș în altul și nici măcar în orașul tău. La momentul de față, pentru a trece cât mai repede și a trece cu bine peste criza generată de COVID, trebuie să stăm o perioadă în casă, distanțați social, să nu întreprindem excursii. Cu cât vom respecta aceste reguli mai strict, cu atât criza va trece mai repede și ne vom putea întoarce mai rapid la modul nostru de viață normal. Da, domnule Mureșan, trăim vremuri grele și iată, în acest context, mii de cetățeni ai Republicii Moldova rămân blocați în state precum Italia, Franța, Spania, Marea Britanie. Toți acești oameni au rămas fără locuri de muncă și în același timp au rămas poate și fără un acoperiș deasupra capului. Ei rămân blocați fie în aeroporturi, fie la frontiere, dar urmărim un reportaj la acest subiect, după care revenim și comentăm. Basarabenii care voiau să ajungă acasă au dat 300 de euro pentru un bilet. Ajunși la aeroport, însă oamenii s-au trezit că zborul a fost anulat. După ore în șir de așteptare, administrația aeroportului francez le-a oferit gustări, apă și paturi mobile pe care și-au petrecut noaptea. Am venit aici pe aeroport în scurt timp, când aproape trebuie să fie înregistrarea, că zborul, noi primim mesaj că s-a anulat tot din cauza că ceva guvernul nu permit. Am încercat să facem legături cu ambasadă, cu guvern, nimeni mi-a spus că nu vă putem face nimic cu oameni buni, ce vă putem noi face. Adică asta am primit de la ambasadă. Stat francez a început să iei el măsuri, a văzut că lumea nu se poate duce nicăieri cât de cât, mi-a dat unde să dormim, apă și ceva să mâncăm aseară. Adică toată noaptea am petrecut aici, la care sunt și copii mici, de 10 luni, de max 2 ani. Oamenii sunt furioși atât pe administrația companiei de transport, cât și pe autoritățile de la Chișinău. Lumea a dormit aici, adică e dezastru total față din partea statului nostru moldovenesc. Eu pur și simplu vreau să dau o întrebare, așa, și culcă ei liniștiți în patul lor când știu că atâția oameni au trimis bani în țară cât s-au putut, adică că nu se poate. Fiecare om are situația lui în parte. Noi acum nu trebuim absolut la nimeni. Administrația companiei de transport spune că avea toate actele în regulă și zborul ar fi fost autorizat. Comisia pentru situații excepționale însă nu a avizat nicio cursă charter spre și din Paris pentru data de 30 martie. Nu ni s-a dat până spun de ce. Pur și simplu cu 10 minute înainte de zborul din Moldova ni s-a spus că a fost transferat și am avut și autorizare. Am avut absolut totul. În ultimul moment, cu 10 minute înainte de zbor, a fost anulat. În legătură cu acest caz, premierul Ion Chicu a acuzat compania că i-ar fi dus în eroare pe oameni și le recomandă celor aflați în astfel de situații să nu vină până la aeroport, înainte de a se convinge că zborul este autorizat. Vă rugăm să manifestați maximă atenție atunci când procurați tichete avia pentru cursele charter. Nu procurați tichete la curse charter înainte ca zborurile respective să fie autorizate de Comisia Situației Excepționale. În jur de 220 de persoane au fost induse în eroare de escroci, inclusiv politici, mințindu-i că este autorizat un zbor de la Paris. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova aflați în dificultate să ceară ajutorul ambasadelor din statele în care se află. Avem o cifră în jurul de 7.000 de persoane care au solicitat suport pentru repatriere către Republica Moldova. Dar până acum, iată, au existat mai multe rute charter, mai mulți au cetățeni existat și au revenit. Charter, dar și pe cale terestră, vreau să vă spun că am ajutat în jurul la 3.665 de cetățeni, ca să am cifra exactă, din mai multe țări care au ajuns în Republica Moldova pe cale terestră. Da, domnule Mureșan, vedem oameni disperați prin aeroporturile Europei. În același timp, sute de oameni rămân blocați la granițele statelor de tranzit spre Republica Moldova. Știu că multe țări europene și-au sistat activitatea la punctele de frontieră. Totuși, nu este posibil să fie create unele coridoare pentru ca acești oameni până la urmă să ajungă acasă? Oamenii au dreptate și trebuie ajutați. În primul rând, vreau să transmit cetățenilor Republicii Moldova, oriunde se află ei,
Dacă se află pe teritoriul Republicii Moldova sau în altă țară europeană, vreau să transmit următorul lucru. Locul în care sunteți cel mai sigur în momentul de față este în casă. A ieșit din casă înseamnă că poți contacta virusul sau îl poți da mai departe, înseamnă a te expune unor pericole. De aceea, românilor basarabeni, cetățenilor Republicii Moldova care trăiesc în alte țări, au o casă acolo și au un rost acolo, doresc să le spun următorul lucru. Vă rog, rămâneți pe loc, rămâneți în casă, faceți munca de la distanță dacă se poate face, fiindcă acolo sunteți cel mai siguri. A vă porni fără o nevoie urgentă spre casă, spre Republica Moldova, înseamnă un risc. Un risc de a contacta virusul oriunde, pe drum, într-un autocar, într-o benzinărie. Autocarul este la moment un mijloc de transport riscant. Dacă o persoană lângă tine este infectată, în mai multe ore de petrecut lângă acea persoană te poți infecta și tu. De aceea, pentru toți cetățenii Republicii Moldova care sunt în afara granițelor țării, cel mai important lucru de făcut este de stat în casă, acolo unul la mână. Doi la mână. Dacă oamenii au locuri de muncă care sunt sistate, ei trebuie să primească șomaj tehnic. Întreprinderile și țările din, în care muncesc trebuie să plătească acest șomaj tehnic, deci rog oamenii să nu intre imediat în panică. Trei la mână. Pentru oamenii care au achiziționat bilete să vină acasă și cursele aeriene au fost anulate, am următorul mesaj. Trebuie să știți, veți primi banii înapoi. Acest lucru trebuie să-l știți. Și iarăși nu este motiv de îngrijorare. Următorul lucru pe care doresc să-l spun. Pentru cetățenii Republicii Moldova care sunt plecați în turism în străinătate sau care au avut locuri de muncă pe o perioadă determinată, s-au încheiat acele locuri de muncă și oamenii trebuie să vină acasă. Sau pentru oameni care au diferite nevoi urgente de venit acasă, aici autoritățile de la Chișinău au obligația să organizeze întoarcerea acasă a cetățenilor Republicii Moldova. Și noi, România, am organizat transporturi aeriene speciale pentru români blocați în Italia. Repet, avem sute de mii de români care trăiesc în Italia, muncesc în Italia, pentru care cel mai bun lucru de făcut este să stea în casă acolo, să se distanțeze social, să evite contactul, să nu iasă în stradă, să nu se pornească în drum spre țară, fiindcă poți lua virusul pe drum. Și aceia rămân acolo. Dar pentru unii, pentru care întoarcerea în țară era o urgență, o necesitate, guvernul a organizat întoarcerea în țară, avioane speciale, avioane militare. Rog și autoritățile de la Chișinău să facă acest lucru. În ceea ce privește transportul rutier, tranzitul spre țara de origine, spre Republica Moldova, este permis inclusiv prin România. Deci te poți întoarce acasă cu mașina dacă ai mare nevoie, dar, repet, să nu se pornească decât oamenii care chiar au o nevoie urgentă. În rest, românii basarabeni, cetățenii Republicii Moldova, care muncesc în alte țări, să stea în casă în țările în care muncesc. Am înțeles. Domnule Mureșan, dar ce se întâmplă cu camioanele care rămân cu săptămânile blocate la frontiere? Pentru că, până la urmă, îngrijorarea cea mai mare a cetățenilor care sunt acum în Republica Moldova este că ar putea rămâne fără produse alimentare. L-am auzit și pe domnul deputat mai devreme și asigurările dumnealui au fost importante și sunt binevenite. Aici vreau să vă spun următorul lucru. Avem în momentul de față în România suficiente provizii de hrană și din toate informațiile pe care le dețin există suficiente provizii și în Republica Moldova și România va fi la post să ajute Republica Moldova dacă va fi nevoie. Vreau să vă spun următorul lucru. Există suficiente provizii de hrană, oamenii nu au motive să intre în panică și nici nu trebuie să cumpere cantități uriașe.
Eu merg o dată pe săptămână la alimentară și cumpăr exact cât îmi trebuie pentru o săptămână. Dacă cumpărăm de 5 ori cât ne trebuie într-o săptămână, atunci creăm panică. Atunci nu rămâne suficient vecinului, conaționalului nostru și se creează probleme în aprovizionare. Ceea ce fiecare cetățean trebuie să știe este că, 1, sunt suficiente stocuri, 2, pentru a asigura fluxul normal de alimente, trebuie cu toții să cumpărăm cât este necesar și nu mai mult decât este necesar. În ceea ce privește transportul din alte țări, da, s-au făcut cozi la frontiere și datorită controalelor ce au avut loc la frontiere, inclusiv la persoane. Acest fenomen se normalizează între timp. Formularele și tot s-a clarificat, fenomenul se normalizează, cozile sunt mai mici și Uniunea Europeană a intervenit în a stabili care sunt culoare verzi de transport pentru transportul de mărfuri. Adică Uniunea Europeană spune următorul lucru. Camioanele de marfă trebuie să circule, marfa trebuie să ajungă la populație, trebuie să ajungă la consumatori. Și repet, chiar dacă circulația populației, a persoanelor, este descurajată, în afara cazurilor de strictă necesitate, camioanele au culoare de trecere de la locul de producție până la consumatorul final. Au existat întârzieri la frontiere, dar situația e în curs de rezolvare și de normalizare. Oamenii trebuie să știe, e suficientă hrană, ea va ajunge la oameni. Dumneavoastră puteți ajuta prin faptul că nu cumpărați totul din magazine astăzi, că dacă goliți azi magazinul, e clar că mâine va fi gol, îl vor umple peste 2 zile, fiindcă sunt suficiente stocuri, dar e de preferat să nu-l golim. Cumpărați doar cât vă trebuie pentru o săptămână. Nu ieșiți zilnic la magazin, căci ați avea prea multe contacte cu alți oameni și riscați să vă îmbolnăviți. Nu mergem zilnic la magazin, mergem doar o dată pe săptămână și cumpărăm cât e necesar, nu mai mult. Am înțeles. Domnule Mureșan, din punctul dumneavoastră de vedere, cât i-ar lua Uniunii Europene să depășească această pandemie? Și mă întrebam dacă după depășirea acestei crize, Uniunea Europeană nu își va schimba paradigma de direcționare a banilor. De exemplu, dacă nu se vor aloca mai multe fonduri pentru sistemele medicale sau pentru protecție socială. În ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, în cât timp vom depăși această criză, răspunsul sincer este nu știu, nimeni nu știe cât de repede vom depăși această criză. Cel mai important lucru este să încetinim răspândirea virusului în acest moment. De ce încetinirea virusului este atât de importantă? Fiindcă dacă ne îmbolnăvim cu toții, vom merge cu toții la spital, spitalele nu vor face față. Mulți îmbolnăviți au simptome puține și ușoare. Nu ar avea nevoie de îngrijiri medicale în spital, dar cazurile grave trebuie tratate în spital. Dacă ne îmbolnăvim cu toți în același moment, spitalul nu face față și riscăm să avem multe victime. De aceea este important să evităm contactele cu alte persoane, să stăm distanțați social, pentru ca virusul să se răspândească cât mai puțin și cât mai încet. Asta înseamnă că nu vor fi supraaglomerate spitalele și ele pot trata cazurile grave. Acest lucru este foarte important. De aceea vă spun că nu știu exact câți oameni, n-am de unde să știu, nu o știe niciun expert, câți oameni vor fi infectați în cât timp. Dar cu cât curba e mai plată, infectările sunt mai puține la moment, cu atât sistemul medical poate face față mai bine, unul la mână și doi la mână, câștigăm timp pentru a achiziționa medicamente. Nimeni, nicio țară europeană, nu a fost pregătită cu măști de protecție, cu combinezoane, cu ventilatoare pentru această criză. Ca atare, cu toții avem nevoie de aceste produse, încercăm să le achiziționăm, ele nu există pe piață în număr mare și încercăm să generăm capacități de producție. În România, în urmă cu 2 zile, a început producția de măști de protecție. Producem 150.000 de măști pe zi și în puține săptămâni vom ajunge să producem 500.000 de măști de protecție pe zi. Deci de aceea, dacă oamenii stau în casă și împiedică răspândirea virusului, atunci ajută și ne dau timp să achiziționăm echipamentele necesare
pentru a avea grijă de bolnavi. De aceea răspunsul este nu știm încă cum va evolua, dar fiecare om poate ajuta la oprirea răspândirii virusului. Cum va fi Uniunea Europeană după aceea? Unde va direcționa fonduri? Păi vă spun că Uniunea Europeană va continua să ajute fermierii și agricultura, să investească în infrastructură rutieră, feroviară, poduri, dragări de drumuri, să îmbunătățească eficiența energetică, să investim în tineri, în burse Erasmus, ca tinerii să poată studia gratuit în alte țări europene. Vom investi în cercetare, în inovare. E clar că va trebui să investim și în noile priorități ale Uniunii Europene, protecția mediului, digitalizare. Toate aceste lucruri care erau planificate vor trebui făcute. Dar este evident acum, ca urmare a crizei coronavirusului, că Uniunea Europeană va trebui adițional să facă trei lucruri. 1. Să ajute pe oamenii afectați direct de coronavirus, adică să ajute sistemele medicale, să acorde fonduri europene pentru achiziționarea de medicamente. Deci, 1 la mână. 2 la mână. Trebuie să ajute la repornirea economiei. Fondurile europene să meargă în investiții care să ducă la creștere economică, la crearea de locuri de muncă. Și cel de-al treilea lucru pe care Uniunea Europeană trebuie să-l facă este următorul. Să pună în bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani de zile suficiente fonduri deoparte în rezervă pentru viitoare crize. Fiindcă acum va trebui în următoarele luni să decidem bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani de zile. Și 7 ani este o perioadă lungă de timp. În 7 ani de zile, sigur, vor apărea crize pe care niciunul din noi nu le poate prevedea la moment. Și în ultimii 7 ani de zile au apărut crize pe care nu le-am putut anticipa. La fel va fi și în următorii 7 ani. Și atunci vă spun că trebuie să finanțăm bine prioritățile Uniunii Europene, dar trebuie în plus să avem o rezervă consistentă în bugetul Uniunii Europene pentru a putea reacționa în caz de criză. Așa cum a apărut COVID-ul acum, vă spun că va apărea o altă criză peste un an sau doi sau trei. Nu știu cum va fi acea criză, că nu putem anticipa, dar va apărea o criză și Uniunea Europeană trebuie să aibă suficiente fonduri în rezervă pentru a ajuta în situație de criză, căci dacă nu, ajutorul în situație de criză se va face pe seama priorităților tradiționale. Și nu vreau să luăm de la fermieri ca să dăm la COVID. Și pentru a nu lua de la priorități existente, trebuie să avem o rezervă mare pe care să o accesăm în caz de criză. Am înțeles. Domnule Mureșan, noi suntem pe final de emisiune, dar doresc neapărat să discutăm puțin și situația politică din Republica Moldova. Atunci când au fost anunțate primele cazuri de COVID pe teritoriul Republicii Moldova, a fost creată și această coaliție dintre PD, PSRM în mare grabă. A fost schimbată conducerea mai multor ministere, ministere cheie din actualul guvern în contextul acestei pandemii, Ministerul Economiei, Ministerul Apărării. Cât de oportune au fost aceste schimbări și cum s-a văzut această coaliție de la Bruxelles? În vremuri de criză, mai mult decât oricând, trebuie luate măsuri care se ducă la îmbunătățirea imediată a vieții oamenilor. Cetățenii, în vremuri de criză, trebuie să fie foarte alerți, fiindcă în vremuri de criză, politicieni irresponsabili vor folosi întotdeauna puterea în propriul lor interes. În vremuri de criză, politicienii responsabili cred că oamenii sunt ocupați cu criza, că sunt în panică și politicienii responsabili vor încerca să folosească puterea pentru a acumula și mai multă putere. Și de aceea rog cetățenii Republicii Moldova să fie cu ochii în patru, să privească exact ce fac autoritățile, să nu privească doar la criza COVID. Fiindcă în timp ce, dacă noi ne-am uitat doar la criza COVID, în timp ce noi ne uităm doar la criza COVID, se poate ca autoritățile să facă mult rău pe altă parte. De aceea vă spun că Uniunea Europeană va monitoriza foarte atent tot ce se întâmplă în țările din parteneriatul estic, inclusiv în Republica Moldova, în aceste vremuri. Uniunea Europeană gestionează criza COVID, dar nu uită nu uită și de celelalte teme și nu uită să privească
și spre celelalte domenii, spre justiție, spre bună administrație, spre evoluția politică. Cum este privit acest guvern la nivel european? Vă spun următorul lucru. La fel ca orice alt guvern, va fi evaluat în funcție de rezultatele sale. Președintele Dodon a câștigat alegerile prezidențiale cu un discurs anti-european. Partidul Democrat a participat la răsturnarea mai multor guverne pro-europene, inclusiv al guvernului condus de Maia Sandu, care a reușit să facă foarte multe lucruri pentru cetățenii Republicii Moldova și să aducă beneficii în relația cu Uniunea Europeană. Deblocarea asistenței macrofinanciare a fost o mare realizare a guvernului Maiei Sandu. De aceea vă spun că nivelul european este sceptic la moment legat de acest guvern, căci s-au întâlnit două partide care au fost anti-europene în acțiunile lor, amândouă, în trecut. Acesta este adevărul. Chiar și Partidul Democrat, când a fost la guvernare, nu a respectat angajamente față de Uniunea Europeană, nu a respectat norme europene, de exemplu, în ceea ce privește legislația electorală, reforma legislației electorale în contraavizului Comisiei de la Veneția. Și toate aceste încălcări de angajamente față de Uniunea Europeană în timpul guvernării PD au dus la imposibilitatea de a plăti asistența macrofinanciară și la amânarea acelor fonduri. De aceea există scepticism legat de acest guvern, dar acest guvern va fi evaluat corect, cinstit, pe baza rezultatelor pe care le produc și pe baza respectării sau nerespectării angajamentelor față de Uniunea Europeană. Am înțeles, domnule Mureșan, din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție și pentru toate explicațiile oferite. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Toate cele bune telespectatorilor noștri, rămâneți cu bine și mai ales rămâneți sănătoși în aceste vremuri grele. Stați în casă, nu ieșiți, nu luați virusul, nu-l dați mai departe. Multă sănătate și pe curând. Vă mulțumim tare mult, doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR Moldova la ora 20, începe telejurnalul de la București. Toate bune, să fiți sănătoși!